Mă gândeam că o să vii cu vreo pancartă pe care scrie mai întrebăm o dată, că înțeleg no, că sub această denumire no, 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 no. ați organizat protestul. Da, da. mi s-a părut interesant, dar o clipă vreau să o să pun în partea asta la așa. Uh, nu, nu cu pancartă. acolo e protest, aici e discuție la podcast. Noi suntem media, eu, sunt, eu am fondat o media pentru comunitatea, nu doar pentru comunitatea, o media cu uh, um, accent pe... Uh, problemele, necesitățile și informații despre comunitatea LGBT uh, și noi facem jurnalism. Ata ta ideea a fost cu Bang Bang, da? Uh, da și împreună cu colegi din uh, jurnalism am, am fondat Deci, Vasile Micleușanu, reprezentant al comunității LGBTQ, eu corect de prezent, da? Da, dar hai să nu folosim reprezentant pentru că eu nu reprezint întreaga comunitate. Ea este atât de diversă și atât de mare. Mm. să Sunt o persoană um, um, partea comunității LGBT. Da? -a mai din... corect să spun partea. Da, da. Mă identific ca o persoană gender queer. Asta ar fi mai corect. Da, apropo, Micleușanu este numele tău de familie sau pseudonim da. pentru că am văzut că te născut în localitatea Micleușanu. Este numele meu de familie nu este un pseudonim, nu am folosit niciodată un pseudonim. Am fost întotdeauna deschis, da, atunci când am făcut coming out public. Am citit într-un articol despre tine că voiai să fii preot ai cântat și într-un cor bisericesc și ai fost și blagoslovit de metropolitul Vladimir, da. adică ți s-a dat acest accept de a fi preot? Da. Eu, de foarte mic, am început să, să merg la biserică cu străbunica mea și eram fascinat de tot ce înseamnă ritualul liturgic, da, toată liturghia tot, tot ce se întâmplă acolo și la un moment dat am început să lucrez în altar cu preotul Anii au trecut, evident că fiind în acel mediu um, și fiind cumva toată lumea, A, o să fii preot, cântată de bine, nu știu ce. Mediul te influențează într-o formă sau alta și eram gata să fiu preot, uh, evident că în momentul în care. Um, Adolescent fiind, am început să îmi descoperi identitatea și orientarea mea sexuală. Uh, erau lucruri care uh, se bat în cap, cap, în cap cu religia și nu pentru că ele nu pot conviețui, dar pentru că religia discriminează foarte mult în continuare. Uh, nu religia, dar uh, religia creștină ortodoxă în mare parte, discriminează în continuare și marginalizează foarte mult persoanele queer. Uh, și era un conflict interior, plus că preotul când a aflat despre mine, a fost și persoana care a, a făcut outing, adică a spus altor persoane despre orientarea mea sexuală, eu fiind impus cumva de părinți, să merg să mă spovedească. Și am, am lăsat, adică am, am rupt această, această legătură. Dar uh, la ce vârstă ai fost blagoslovit de Părintele, de Mitropolitul uh, din Era 16-17 ani, cam în zona asta. Dar tu spui că ai, ai început so, să-ți descoperi identitatea ta, dacă nu-ți folosesc ceva termen corect, să e, te rog okay. să mă corectezi. Okay. Ai început să-ți descoperi identitatea ta sexuală la 12 ani. Da? În nu, nu, nu poți spui la 12 Bine, ani. Adică mai <laughs> devreme decât ai fost blagoslovit. Da, nu? da. Vezi că procesul ăsta de a-ți... Conștientiza cu adevărat care este identitatea ta sexuală, pentru persoanele queer, el este un pic mai complicat decât pentru o persoană heterosexuală. Și îți explic de ce. Pentru că um, persoanele queer cresc într-un mediu heterosexual, care, din punct de vedere, dacă vorbim din, din punct de vedere a procentajului, persoanele heterosexuale sunt mai multe și știința chiar de spune că un anumit procent din toată populația globului este de, de o anumită de orientare uh, homosexuală sau cu o altă identitate de gen. Sunt aceste date. Uh, dar tu când crești în această lume, chiar dacă simți că ești diferit, uh, crești cu o rușine foarte puternică interioară și tu crezi că că asta nu e adevărat, că asta nu este despre tine, că asta este doar ceva care va trece, și tu încerci să fii ca toată lumea, uh, încerci să um, scapi de lucru care îți provoacă rușine și, în cazul dat, vorbim despre orientarea, ta sex despre orientarea sexuală. Da? Respectiv, eu credeam că nu, asta nu e despre mine, asta este doar ceva în capul meu și ea va trece. De asta uh, mergeam la biserică în continuare și eram gata să fiu preot. Iarăși zic că una pe alta nu le încurcă. Persoanele homosexuale sunt persoane religioase, sunt persoane creștine care merg la biserică și este okay, este ok, dar dacă mă întorc la povestea mea, în momentul în care eu am realizat că eu sunt gay și eu nu o să mă schimb, eu am zis că eu nu pot să fiu preot. Uh, în primul rând pentru că asta nu permite, pentru că a fi preot în, creș în religia creștină ortodoxă înseamnă să te căsătorești, iar eu dacă mă căsătoream, că uh, asta însemna să uh, să mint, asta însemna să ascund, ori acestea sunt niște valori creștine foarte profunde, da să nu minți, să, să fiți Adică, să nu da, să nu minți, să nu să ai un comportament moral până la urmă. Și aici a fost dilema mea interioară super puternică pentru că eu trebuia să aleg, nu că să aleg, eu trebuia să. Procesul ăsta este foarte, foarte greu. Uh, și Uneori e atât de greu și nu pot să-l explic prin cuvinte, dar e o rușine super mare interioară pe care tu o simți. Știi că nu poți să vorbești cu nimeni din jurul tău, pentru că cei din jurul tău tu îi observi cum fac diferite glumițe, homofobe sau comentarii și tu îți dai seama că dacă eu o să zic despre mine, eu o să fiu supus acestui comportament, acestor atitudini și atunci tu începi să ascunzi. Și procesul meu cu, cu biserica, cu identitatea, cu toată legătura, pentru că eu în continuare. Um, am, mă consider o persoană religioasă, uh, și pentru mine, ca uh, personalitate care se forma, era important să fiu cât mai corect din punct de vedere al regulilor religioase. Ori să minți, asta este un păcat. Uh, și eu am zis, ok, eu admit despre mine că eu o să trăiesc în acest păcat al uh, so sodomiei, da, cum îl numește biserica. Dar cel puțin eu știu că eu nu o să mint, eu nu o să distrug viața unei femei doar ca să mă, să mă apăr pe mine, uh, și eu o să răspund în fața lui Dumnezeu pentru acest păcat singur, pentru că religia ne învață clar că fiecare răspunde pentru păcatele lui individual, nu, nu, da, nu influențează pe nimeni. Și am, am, am stopat, plus faptul că preotul a făcut acel outing, și după asta. Uh, Sat, acel sat de 2000 de oameni a aflat, eu nu mai eram în siguranță, uh, și evident că eu am rupt orice legătură cu. eram foarte supărat, eram foarte speriat, uh, și am rupt orice legătură cu, cu ritualul uh, religios. Tu știi că acum se efectuează un recensământ. Știi da. despre ce este vorba, da? că da. acolo se declară creștin, nu atâția, o de altă apartenință. Nu știu cum o să răspund, dar cred că uh, o să zic uh, creștin-ortodox. Da pentru că pentru mine ele nu eu fac o diferență foarte clară în ceea ce înseamnă uh, biserica ca instituție și credința. și credința care este ceva foarte personal pe care nimeni nu poate să mi-l fure. Și atunci uh, când fac această apartenență, nu evident că biserica manipulează cu aceste date spunând că Moldova este 90% sunt creștini și nu știu ce. De ce crezi că manipulează? Uh, pentru că nu este chiar așa. Dacă stăm să analizăm. Deci, ei mint în aceste sondaje? Da, nu. Moldova nu este 99 sau 95% creștin ortodox. Noi avem și alte minorități uh, religioase sau culte religioase care. Ei, păi, tocmai sunt ele înscrise. fac parte din cele 5 sau 10 nu, nu, care Nu, rămân. sunt mai mult decât atât. Și plus, ei, uh, când fac acest recensământul din 2012, atunci când a fost făcut, datele niciodată nu au fost publicate. Deci, datele cu care ei operează sunt manipulatorii. Dar tu asta de unde știi? Pe ce te bazezi? Pe ce argumente? Mă bazez prin simplu motiv că există cercetările sociologice făcute de organizații de drept, ale drepturilor omului sau organizații internaționale care, care spun clar că noi avem alte cult, avem culte religioase și datele cu care se manipulează nu sunt adevărate. Dar urmează să vedem datele noului recensământ ca să ne dăm seama. Dar cum crezi că are intenția de a manipula statului? Pentru că biserica are o influență foarte mare în societatea din Republica Moldova, biserica este una dintre promotarele discursului de ură, a homofobiei și a discriminării, nu doar împotriva comunității LGBT, dar și împotriva altor grupuri vulnerabile din societatea noastră. Plus, biserica are un interes comun, un interes direct să-și mențină influența asupra populației. Uh, și cam asta e. Uh -huh. uh, da, tu ce părere ai de faptul că statul își permite să întrebe ce credință ai, ce gen ai, dacă ai copii, unde ai dormit noaptea din 7 spre 8 aprilie? Uh, sunt curioasă ce crezi despre aceste întrebări ori aceste lucruri sunt destul de... țin de viața personală a omului. Uh, eu nu sunt expert în formularele de recensământ. Eu am auzit că există această nemulțumire din partea unor cetățeni, n-au înțeles scopul acestor întrebări și de ce s-au pus aceste întrebări. Hai să vorbim din perspectiva ta. Păi mergem acolo. Ce am făcut eu, pentru că eu nu am răspuns la recensământ și s-ar putea să nici să răspund, pentru că nu, nu răspund toți cetățenii unui stat. Dar ce am făcut eu în momentul în care am văzut aceste nemulțumiri? Am încercat să merg direct la sursă și să-mi dau seama de ce sunt aceste întrebări. Iar experții care au făcut aceste, acest chestionar de recensământ argumentează clar că aceste întrebări sunt ok și nu, sunt, nu invadează spațiul personal pentru că datele. Vor fi prezentate metadatele, nu și persoana care a răspuns la aceste întrebări. Deci datele sunt protejate sau răspunsurile personale sunt protejate, iar datele finale și interpretate sunt doar niște date, niște cifre. Într-un podcast de pe pagina ta, Bang Bang, tu ai recunoscut că ai multe superstiții și stereotipuri. Vreau să dezvoltăm un pic subiectul și să-mi spui despre ce sunt ele. Um, nu mi-am inteles exact momentul, dar cred că este în podcastul fără rușine și noi vorbeam despre stereotipuri. Și cred că mă refeream la faptul că noi cu toții avem stereotipuri în care credem. Așa funcționează creierul nostru, sunt niște scurtături care ne ajută să cunoaștem lumea din jurul nostru mai ușor. În același timp, când aceste stereotipuri sunt bazate pre -prejudecă, pe prejudecăți sau aceste stereotipuri uh, vin să generalizeze și să minimizeze din experiența unui grup, uh, ele sunt periculoase. De asta, de asta trebuie să fim conștienți de felul în care mintea noastră operează. Iar eu, stereotipurile mele, uh, pe care le, nu vine cu niciunul pe care să-l spun, dar uh, am stereotipuri de genul că uh, moldovenii sunt cei mai primitori, spre exemplu. Eu cred în acest stereotip că moldovenii... Da, dar tu vorbeai de cele periculoase mai devreme. Asta nu ar fi un stereotip periculos, nu s-ar încadra în uh -huh. această limită. Dacă să vorbim de cele periculoase... Eu înțeleg? nu am stereotipuri periculoase, adică eu sunt foarte conștient că nu o să vin cu stereotipuri să zic că, um, spre exemplu, toți romii sunt hoți. Asta este un stereotip bazat pe o prejudecată. Da? Deci nu, uh, a, tipuri de aceste de stereotip Sau chiar și, bine, hai să nu pozez ca perfect Chiar și dacă în, în capul meu o să apară un asemenea moment Pentru că cum apare stereotipul sau o prejudecată? Pentru că aici vorbim, întrebarea ta e mai direct despre prejudecățile și stereotipurile față de anumite persoane sau anumite grupuri uh, Ele vin în momentul în care noi avem o experiență negativă sau o experiență dureroasă sau o experiență intens negativă și creierul nostru tinde să generalizeze. Aha, deci dacă am avut o experiență negativă cu o anumită persoană dintr-un anumit grup, respectiv toate persoanele sunt la fel. Ceea ce este greșit și ar trebui să fim conștienți despre asta. Atunci când vorbim cu cineva, noi nu vorbim... De asta aș fi zis că nu sunt reprezentantul, că eu nu reprezint toată comunitatea. Eu sunt un individ individual um, și când discutăm pe cineva da sau, spre exemplu, când vedem pe cineva nu, pentru că am dat exemplu cu rom și pentru că eu sunt jumătate de etnie romă da, când vezi o persoană de etnie romă nu o să pui toate stereotipurile peste el și gata, că fură, că nu știu ce dar um, o să încerci să vezi acea persoană ca un individ și respectându-i demnitatea Ah, tu spui stereotipurile cumva țin mai mult de experiență personală, dar mi se pare că unele din ele țin pur și simplu de tradiții, de uh, felul în care am crescut. De... Da, dar eu ziceam anterior că stereotipurile sunt. Um, este un proces mental prin care creierul nostru își uh, organizează lumea din jurul său. Și sunt niște scurtături de a gândi, pentru că creierul nostru nu întotdeauna. Va depune efortul ca să înțeleagă. Că în ce lucruri. încercam eu să spun că aceste scurtături se formează doar din experiență personală. Nu, 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 unele din ele se formează așa, eu nu am exclus. Unele vin din, din cultural. Unele le preluăm istoric cultural fără care fără ca să ne dăm seama de ele. Uh, dar dar stereotipurile astea bazate pe prejudecăți sau despre anumite grupuri sociale sau vulnerabile, vin din asta, din această experiență. Dar ce venite din, din tradiții, din cultura în care am crescut, putem fi, putem fi judecați pentru ele? Dacă înțeleg corect întrebarea, este dacă o persoană care inconștient și per, manifestă. Manifestă, se manifestă stereotipic, poate fi judecat pentru că face preia acest stereotip. Eu nu știu, e minescu să ne judece. <laughs> eu nu știu cine trebuie să judece. Nimeni nu trebuie să judece pe nimeni, cred eu, să începem de aici. Um, ce Eu sunt de părerea că o persoană nu trebuie să facă nimic și nu trebuie să acționeze în baza unor stereotipuri și când alege să nu acționeze în baza stereotipurilor, nu ar trebui să fie judecat, condamnat sau marginalizat doar că vrea diferit. Iar dacă cineva se simte confortabil cu acel stereotip da, și vrea să corespundă cu acest stereotip, bine, mersi, poate să facă acest lucru. Important este să nu se impună aceste stereotipuri ca o lucru general, valabil, un adevăr absolut. Pentru că ele nu sunt adevăruri absolute, ele sunt doar niște construcții sociale care se schimbă în timp și care ar trebui tratate ca atare. Am înțeles. Eu zic să trecem la subiect. Hai. În primul rând, vreau să te întreb dacă tu ai privit tot tot episodul în care m-am avut o invitată pe Daniela Burlack, o femeie extraordinară de altfel, sau ai privit doar acel fragment pe care și l-ai făcut viral pe rețele? Nu, eu am privit frânturi din el, segmente din el, pentru că pentru mine era interesant să înțeleg cum s-a ajuns la această întrebare și încotro se merge după aceasta. Dar să înțelegi foarte clar cum s-a ajuns, nu crezi că tot și trebuie privit cap coada. Eu nu am avut timp să mă uit cap coadă, dar eu am vorbit cu patru oameni care au văzut tot acest episod, absolut, prieteni din, din Moldova și de peste hotare, uh, moldoveni din diasporă uh, Și eu am avut discuții cu, cu, cu ei despre faptul că i-au văzut tot, uh, pentru că ei mi-au trimis. Hai să începem așa, nu am găsit eu, nu mi-a apărut în search, eu nu. Prea consum uh, Produsele au, au, Autentice sau actuale de la noi Ei mi-au trimis și Eu vă trebuie să înțeleg, m-am uitat la aceste frânturi uh, Și prima reacție a fost Ok, trebuie să venim Cu o reacție, neapărat Pentru că nu e ok să lăsăm această, uh, Acest subiect neabordat Și reacția noastră a fost următoarea că Stop, tu zici că nu crezi Tu fiind din teatru Tu care ai montat o piesă queer tu, care știți că să sunt acest Da, eu, eu explic care e reacția, pentru, pentru cei care nu știu, pentru cei care nu sunt în context. Um, nu, eu te întrebam doar dacă ai privit tot episodul. Am, am, am văzut um, pesărite, mm -hmm. nu l-am văzut cap coadă. Dar din ceea ce ai văzut pe uh, probabil știi că întrebarea mea a fost una de precizare după ce într-un alt interviu, dar mi el -a, a spus că dragostea este între un bărbat și o femeie. Tu de ce crezi că eu nici măcar nu am avut dreptul să fac această precizare? Um, în primul rând întrebarea. Este greșită, după părerea mea, dacă ea nu vine după asta cu o explicație. Întrebarea, în contextul în care ai pus-o, că în, într-un episod anterior ai spus despre asta, este ok. Ea a zis nu, după asta se cerea o reacție din partea ta. Pentru că care a fost, lasă-mă să te întreb, permite-mă să te întreb, care a fost scopul să afli opinia. Uh, Danielei despre faptul că există iubire între bărbați și bărbați sau femei și femei. Când care mă interesează scopul? ce gândește Daniela, despre orice subiect. Uh -huh. Și în contextul în care, într-un interviu, am auzit că ea a spus că dragostea este între un bărbat și o femeie, evident că mi s-a trezit o curiozitate. Uh -huh. Dar dragostea dintre doi bărbați și două femei, în opinia ta este? Paravanul ăsta de opinie. E uh -huh. foarte subtil, pentru că am urmărit multe reacții după asta. Păi femeia a spus ce crede, femeia și-a spus opinia, ce uh -huh. nu avem dreptul la opinie. Ăștia care luptă pentru uh, libertatea de opinie, ei sunt cei care o cenzurează. Hai să facem o diferență clară între opinia personală și libertatea de exprimare. Ok, fă tu. Libertatea de exprimare... Vine clar să ne spună că fiecare persoană are dreptul să se exprime liber gândurile sau să spună anumite lucruri fără interferența statului sau altor, altor actori. Da? E un drept fundamental care stă și la baza democrației, unde un stat democratic, da? Cum suntem și noi în Republica Moldova. Și, pe de altă parte, opinia personală, care se bazează pe niște convingeri personale, pe niște valori personale. Uh, și s-ar părea că una pe alta nu curcă și fiecare are dreptul la liberă exprimare și la opinie, dar când opinia ta personală marginalizează, discriminează sau invalidează orientarea sexuală a unei alte persoane, aceasta este, această opinie personală intră sub niște reglementări din punct de vedere și legal. Dar tu de ce ai tăiat întrebarea mea din context? Nu te-ai gândit că ai putea să mă pui în poziția în care unii îți creadă că am adresat-o cu alte intenții decât cele de precizare? Nu, pentru că noi după asta am scris un material în care i-am dat exact citatul cum tu ai întrebat acest lucru. Da, dar cel material nu ajunge, peste și, tot, ne ajuns și videoul. Da, sigur, și din, dacă să-ți răspund direct la întrebarea ta, am făcut acest lucru strict pentru a merge direct în întrebare, care ni s-a părut, după părerea noastră, inv inv invazivă. Da? Adică, con contextul nu face să fie altfel. Absolut, da, pentru că eu în continuare sunt de părere. <laughs> Că dacă tu ai lansat această întrebare, trebuia să vii cu o clarificare după asta și să nu lași doar această opinie. Dar clarificarea de ce trebuia să țină? Ce trebuie să spun? Nu, nu ai gândit că e necesar să spui, ok, opinia ta, în același timp cred că trebuie să zic că e necesar să argumentăm sau să anunțăm că aceste persoane există și iubesc. Nu, era, că... un, era o adiție, se cerea acest lucru. Pentru, Pentru că... mine nu se cerea atâta timp cât eu nu am considerat răspunsul Danielei o confirmare a faptului că vă invalidează. Nu vreau să dau lecții despre cum ar trebui de făcut un podcast. Zic din punct de vedere etic-jurnalistic. În momentul în care ne dăm cu părerea sau punem întrebări despre un anumit grup care este marginalizat și discriminat în Republica Moldova, e necesar să fim atenți să nu creăm mai multe probleme. Ori în cazul de față, opinia directă a Danielei, că nu și nimic mai mult, vine să alimenteze un întreg, un întreg sistem de discriminare și homofobie în Republica Moldova, care invalidează viața a sute de persoane, sute și mii de persoane din Moldova sau din alte țări. Și mie mi se pare asta super greșit. Ok, totuși sunt membri din comunitatea LGBTQ care scriu prin comentarii și mi-au scris și mie în privat că totuși întrebarea mea nu a deranjat. Uh -huh. Iată de exemplu Pavel Medea uh -huh. care a răspuns la reacția mea, scrie așa, bună Veronica, nicio pretenție la gaz de emisiunii, dumneavoastră v-ați făcut treaba foarte bine și m-am bucurat să vă descoper ca intervievatoare. De astfel de păreri ce poți să ne spui? Întreb pentru că majoritatea reacțiilor care totuși tu le-ai lansat în spațiul public au fost din numele întregii comunități. Um... Nu te-am atacat spunând că întrebarea ta a fost într-un fel sau altul. Asta sau... ai spus acum mai devreme. Dar, um, ascult. Ok. Ce vreau să zic eu este că Pavel, spunând acest lucru, ok, este părerea lui eu m-am simțit atacat și de întrebare și de răspuns. Ok, dar tu reacțiile care le-ai lansat pe bang, bang uh -huh. cel puțin pe pagină, le-ai lansat din uh, numele întregii comunități. Eu am spus clar că să zici că nu creează între iubirea dintre o bărbat și o femeie este cel puțin ipocrit și am dat argumente. În materialul pe care l-am scris despre de ce dreptul la dragoste nu este, o păreri, uh, nu este un subiect pentru o opinie personală, am scris clar de ce întrebarea nu este corectă, de ce răspunsul nu este corect, cum ar păi fi trebuit uite. să fie tu ai scris acolo din... Și uh, eu am dat o explicație pe care o consider suficient de clară, pe care pot să o reiterez. Am zis clar că întrebarea nu are dreptul să fie dată unei persoane heterosexuale. Dar tu ai făcut Despre asta din experienț... numele întregii comunități. Uh, am folosit în, uh, rep, uh, ca reprezentat al întregii comunități condamn acest lucru. Nu, tu ai plasat pe Bang Bang. Bang Bang însă și este pagina nu. care reprezintă întreaga comunitate. Nu. Bang Bang este o echipă, o, med o platformă media pentru comunitatea, pentru comunitatea LGBT și aliați, care produce materiale media pentru comunitate, dar niciodată nu vorbește din numele întregii comunități. Atunci, de ce nu scrim și celălalt parte în care sunt membri din comunitate care totuși nu s-au arătat deranjați de această întrebare? În ce sens nu scriem? Păi el a, 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 exprimat, a exprimat această poziție pe... Mie îmi scris, mi scris, personal. Personal ție. Tu de ce nu ai considerat pe pagină că ar fi necesară să reflecte această poziție? În editorialul pe care eu l-am făcut, da? În care explic de ce această întrebare este inoportună și nu poate fi pusă, și de ce opinia nu este. Um, nu te poți da cu părerea despre experiența altor persoane. Fiind un gen jurnalistic editorial care se bazează pe o părere argumentată a unui editorialist, în cazul de față eu, nu este necesar să includ și părerea altor persoane. Și reiterez răspunsul meu că întrebarea. Pusă, chiar de concretizare așa cum tu o numești nu este... De ce? Răspunde! De ce ai nevoie să știi părerea Danielei sau oricărei alte persoane dacă crede sau nu? Este asta cum te comenta cineva iubirea queer ce este? mă interesează orice crede un om care e în fața mea fie că asta e vorba de Dumnezeu, fie că asta e vorba de okay. orientare sexuală sau fie că asta e vorba despre Moș Crăciun. Un om are dreptul să creadă sau să nu creadă Ok, și eu am spus că opinia unui om, când se spune, sau credința unui om, pentru că aici vorbim despre opinie personală, n-ar trebui să invalideze, să instige la ură, să discrimineze și să vină să um, alimenteze homofobie împotriva multor oameni. Și asta mi se pare grav. Ori, în momentul în care Rusia declară comunitatea LGBT teroristă, Rusia care are influență la nivel propagandistic în Republica Moldova prin mesajele pe care le transmite și tu vii și alimentezi în continuare stereotipurile și prejudecățile față de comunitatea LGBT spunând că nu crezi. Și tu chiar nu vezi că asta e diferit de ceea ce a făcut Daniela? Dar tu nu vezi că asta este exact ce a făcut Daniela? Eu încerc să-ți argumentez și tu nu. spui că nu. Nu. Putem... Hai să mergem mai departe pentru că noi aici nu avem okay. nicio... Nu avem realizez că noi nu o să ajungem nici la o, un numitor comun și nu are rost să avem această... Da, mai departe, deci tot și-am venit cu reacții la tot ceea ce s-a întâmplat am spus că mă simt responsabilă de acest mm -hmm. lucru și cred că este corect ca să invit un reprezentant al comunității LGBT la mine în emisiune La ceea ce am scris eu, tu ai reacționat ai vorbit acolo mai multe lucruri și spre sfârșit ai spus așa eu înțeleg că noi trăim într-o cultură în care fiecare are un punct de spus și noile tehnologii ne dau această posibilitate și ne place să ne lansăm în, 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 să ne dăm cu părerea și să ne arătăm cât de smart suntem, dar uneori ar trebui să pur și simplu să știm să mai bine să, să, tăcem și să nu spunem nimic. Pentru că de aici vin după asta chestii că diferite chestii de genul, cum ar trebui să acționeze cineva sau cum ar, cum ar trebui să fie cineva. Ori asta nu este ok dacă totuși vorbim că vrem într-o societate liberală, într-o societate în care fiecare este respectat și motivul în care zice că lansezi o invitație unui reprezentant a, pentru a le promova drepturile, de unde această milă, de unde această idee de milă, că uite, tu ai posibilitatea să-mi promovezi drepturile. Ai posibilitatea să-mi promovezi drepturile în momentul în care ți-am atenționat că ai făcut ceva greșit, dar până acum, eu înțeleg foarte clar și sunt conștient de faptul că atunci când am lansat Bang Bang, l-am lansat cu scopul ca să aduc informații și să, să educ publicul, și întotdeauna a, a, ne străduim să avem o abordare de dialog, să deschidem dialog. Și, și acesta a fost și scopul acestei postări. Că nu am zis clar, am dat doar niște exemple, am deschis -o, să, să ne mai gândim un pic critic. Dar. Dar, în momentul în care simt că cineva vine și îmi zice că, uite, eu, de la înălțimea posibilităților și privilegilor mele, am să-ți oferți asta, mă simt super deranjat. Uh, Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să crezi că eu mi-am etalat superioritate prin această reacție? Invit un reprezentant al comunității LGBT ca să le promovăm drepturile și să le arătăm că promovăm drepturile. Ori, drepturile omului sunt drepturile LGBT. Și, în momentul în care dacă e să vorbim dintr-o etică jurnalistică corectă și în momentul În care într-adevăr arăți deschiderea Exprimarea ar fi trebuit să fie Invit un reprezentant Al comunității sau pe cineva din comunitate Ca să vorbim despre drepturile Omului și drepturile LGBT deci Dar nu să dirajat. promovăm drepturile LGBT Și m-a deranjat această Această de Eu o să vin Și o să-ți dau această posibilitate dar tu admiți că asta poate fi strict interpretarea ta, și că, când e vorba de ce zice celălalt, mai ales în formă scrisă, este perceput prin prisma a propriului filtru, a propriului set de valori, care de multe ori asta nu are legătură cu realitatea. Tu admiți asta? Încă o dată întrebare. Tu înțelegi că această percepție, precum că această reacție mea a fost din poziția de superioritate, poate fi strict percepția ta? Păi, e, pe, era, asta e citat din video pe care eu l-am pus pe, dar dacă pe, eu am să pe Instagram. Spun... Și faptul că eu zic clar că mă simt deranjat, mă simt uh, uh, din câte cunosc atât de mine limba română în continuare, prevede eu pe mine mă simt. Adică eu mă simt așa, eu mă simt. Nu, e, nu, nu era din numele comunității, dar eu mă simt deranjat când uh, o persoană heterosexuală. A pus o întrebare care invalidează, invalidează experiența mea, nu a venit cu nicio concretizare, în momentul în care a Noi simțit că există... vorbim doar despre această reacție. Uite, dacă eu am să-ți spun că nu am manifestat superioritate în momentul mm -hmm. în care am scris asta, tu o să mă crezi? Acum da. În momentul în care am făcut acea reacție, eu eram într-o stare emoțională. Acum sunt într-o într altă stare emoțională. Și e ok să reacționăm așa, pe emoții, da? Mai ales când iată, Dar în e atât... Dar nu e ok să reacționăm pe emoții? Tu nu Atâta pe timp cât lansăm în spațiul public niște declarații, nu știu dacă este cel mai corect, dar știi tu. Deci, după această primă reacție a mea, zilele următoare au urmat tot felul de postări și din partea ta și din partea mai multor persoane care fac parte din comunitatea LGBTQ. Deci, în una din postări tu scrie așa, dreptul la dragoste și la exprimarea orientării sexuale. Apropo, nu am găsit nicăieri reglementat un așa drept ca dreptul la dragoste, dar înțeleg ce vor să zici. Deci, aceste drepturi nu trebuie să fie subiectul nici unei întrebări sau dezbateri. Ele sunt drepturi fundamentale care trebuie să fie garantate și protejate pentru toți oamenii, indiferent de orientarea lor sexuală sau identitate de gen. Ok, și comunitatea LGBT când face marșul Pride, ea nu pune în discuție dreptul la dragoste și la exprimare orientării sexuale? Cum? Ea nu creează, ea nu creează dezbatere în societate prin... <laughs> Eu nu pot să cred că tu m-ai întrebat această întrebare. Ok, și nu este Eu în regulă să... cu întrebarea. Subtextul întrebării, dacă îl înțeleg foarte bine, este că prin simpla prezența persoanelor LGBT la marșul Pride... Tu faci oamenii să discute despre asta, creezi dezbateri în societate, dar tocmai tu spui că uh, aceste drepturi nu trebuie să fie subiectul niciunei întrebări sau dezbateri. Da, care este scopul unui marș Pride? Scopul unui marș Pride este de a face vizibile niște persoane în contextul în care sunt discriminați în continuare iar drept, când am zis dreptul la dragoste, aici mă refeream mai metaforic am vorbit pentru că suntem într-un material jurnalistic, mă refeream la dreptul de căsătorie. Da? Căsătorie sau parteneriate civile. La asta mă refeream. Or scopul unui pride întotdeauna este să arate prezența și să lupte pe, să, lupt, să arătăm că noi suntem aici și luptăm pentru drepturile noastre într-o societate care zilnic zice că noi suntem anormali, păcătoși, nu avem dreptul să iubim, nu avem dreptul la nimic, trebuie omorâți, trebuie nu știu cum, deci trebuie izolați, duși pe marte, duși în altă parte. Acest marș și creează dezbatere în societate. Acest marș creează, arată faptul că persoanele LGBT sunt aici și luptă pentru drepturile egale pentru că drepturile egale sunt pentru toți. Ok. Marșul Pride creează dezbatere în societate? Eu nu am să răspund la această întrebare. De ce? Pentru că nu consider oportun să răspund la această întrebare. Ok. spune te rog, unde se termină dreptul meu la gândire și la libera mea exprimare? În momentul în care, repet, în momentul în care instigă la ură, discriminează, marginalizează, este bazată pe dezinformare sau provoacă dezinformare? Asta ar fi câteva Exemplu. Da, știi ce spune Convenția Europeană a Drepturilor Omului? Zi. În principiu, toate drepturile comunității LGBTQ, ele sunt înglobate în trei drepturi fundamentale. Dreptul la viață privată și de familie, uh -huh. dreptul la conștiință și dreptul la libera exprimare. Uh -huh. Și apropo, întrebarea mea reflectă dreptul meu la exprimare, iar răspunsul Daniele reflectă dreptul ei la conștiință și nu dreptul la libera exprimare, așa cum s-a invocat în diverse uh -huh. reacții care au fost, uh -huh. anume, chiar pe pagina Bang Bang. Uh -huh. uh, iată, eu vreau să te întreb tu mi-e voci că am încălcat dreptul la dragoste și la exprimarea orientării sexuale. Uh -huh. Prin ce o întrebare, crezi sau nu crezi în dragostea dintre doi bărbați sau două femei și un răspuns de nu, îți încalcă dreptul tău la dragoste și la exprimarea orientării sexuale. Uh, uh, prin simplu motiv că îmi invalidează orientarea mea sexuală, îmi invalidează dragostea mea. Dar tu înțelegi că omul are dreptul la conștiință. Dar tu înțelegi că eu am dreptul la conștiință și la iubire și mă simt deranjat atunci când cineva îmi invalidează această iubire. Dar există o limită și, de exemplu, eu mă simt deranjat că tu spui că eu nu trebuia să am această întrebare, tu te simți deranjată de întrebarea mea. Cine stabilește limita dintre noi? Statul. Păi tocmai mai spun ce, ce, spune Curtea Europeană a, a drepturilor omului? Să, cred că avem nevoie de prezența unui judecător aici. <laughs> Hai să continuăm. În una din zile tu ai venit cu așa reacții legată de faptul că episodul cu Daniela a fost sponsorizat și mi a acuzat că îmi fac hype pe seama emoțiilor comunității LGBTQ. Mai exact tu ai spus așa. Bună, dragă comunitate! Am văzut acum în story la Steliana faptul că doamna Veronica Cociu, realizatoarea și prezentatoarea podcastului și cea care a lansat această întrebare, și face PR ieftin pe seama emoțiilor comunității LGBT, după ce singur a zis că își dorește un reprezentant al comunității să vină la podcastul ei, unde să discute și ea să promoveze drepturile. Eu, în nenumărate ori, am zis că sunt deschis pentru asta, ba chiar am lăsat și un mesaj privat la care inițial a pus, a văzut, a pus inimioara, cum am văzut că a șters inimioara, i-am scris și am întrebat-o de ce își face acest PR și de ce s-a răzgândit. Ori a ipocrizie peste tot. Și... Sincer, nu sunt uimit, Uh, mă așteptam la o asemenea chestie, dar nici chiar să faci sponsorizare mem uh, despre situația creată. Vă las în storie ce, ce a pus. Faptul că acest video a fost sponsorizat încă din prima zi a apariției episodului cu Daniela și el nu putea, ofi, nu putea fi oprit... A, dar noi, până... să... noi, nu vorbim despre... noi nu vorbim despre video în semne podcast, dar vorbim despre o imagine tăiată cu Daniela care stă și acolo un, un, un mesaj de la tine. 10 zile de cântace, iar se face piar la nu știu ce. Nu știu cum era scris... Dar și mie mi s-a părut asta amuzant. Tu știi, tu ești sigur de ce spui acum? Da. Pentru că asta e, s-a e, -a văzut, s-a găsit, era acolo sponsorizat. Dar tu înțelegi că acest meme nu mi-a mine. mine. Uh -huh. Este memeul, înțeleg, că pus de doamna, domnișoara, steliana de la care tu ai și distribuit această postare. Tu acum acuzi că ea a făcut în Photoshop acel lucru și a scris că e sponsorizat de pe profilul tău? Deci... Eu te asigur. Mie? Deci nu ai făcut tu. Absolut nu eu. Deci nu este sponsorizată de la tine? Eu nu am folosit o așa imagine pentru sponsorizare și sunt mai mult ca sigură că această imagine uh, s-a făcut doar un screen uh -huh. uh, din acea sponsorizare și mie ul a fost spus de Steliana, eu înțeleg. Cum tu crezi că m-am simțit când sau ce drept crezi că mi a încălcat atunci când iată mi-ai invocat acțiuni care nici nu mi aparțin? Pre... Deci, luând de aici, într-adevăr e o situație în care eu am greșit făcând acest lucru, eram pe emoții și am distribuit acest lucru, dar eu am fost convins până în ultimul moment că asta a fost sponsorizarea ta, pentru că acolo stă lucru sponsorizat. Și aici vorbim despre fake și despre dezinformare, despre care ziceam că tot poate să alimenteze anumite opinii. Și eu nu am nicio problemă să spun că îmi pare foarte rău că am făcut acest lucru și nu am întrebat, dar tu ai putut să-mi scrii la story, l-ai văzut când te-am etichetat să-mi zici că nu este adevărat, fake. Eu nu știu dacă Steliana a făcut asta, nu cred. Dar poate era cazul întâi să mă întrebi tu dacă eu am făcut asta în înainte poate, să înțelege. Lanceze... Poate, dar luând în situația în care noi tot eram nu, nu stăm să ne răspundem, să ne scriem la mesaje, păi, dar, eu recunosc, eu, dar eu recunosc că am făcut o greșeală în acest moment. Ok. Tot printre reacții ai scris și un articol pe Bang Bang uh -huh. care avea titlul de drepturile LGBTQ, sunt drepturile omului și nu subiecte de opinie personale. Uh -huh. Când am apăsat pe link, nu puteam să-l citesc până nu am dat refuz la o iconiță care mă uh, îndemna să redirecționez 2% din venitul meu către vocile queer. Uh -huh. uh, S-a încercat cumva să se scoată dividende financiare din toată această uh, situație? Nu. Uh -huh. <laughs> Noi suntem o, o asociație care lucrează din granturi uh, și avem susținere pe Patreon și pe uh, direcționarea 2%, care tot oamenii din comunitate direcționează. Nimic mai mult. Dividende sau... nu am bugetat. <fie> Tot în comentarii pe care le-ai făcut pe Instagram, tu ai sugerat cum trebuia de fapt să răspundă Daniela uh -huh. uh, la întrebarea mea. În acest caz, mă întreb. Deci Daniela, din punctul tău de vedere, nu are dreptul la opinie personală, dar tu ai dreptul să decizi în locul Danielei cum ea trebuie să răspundă la o întrebare. Acest material, această sugestie despre cum ar fi trebuit să răspundă, face parte din editorialul menționat anterior, tu cu titlul care l-ai menționat. Și dacă te uiți super atent, pe el există o logică a acestei argumentări. De ce? Um, și ea are dreptul la opinie, cum am spus anterior, până în momentul în care opinia ei invalidează sau stigmatizează, instigă la ură. Și am spus clar, am făcut aceste uh, distincții. Da, dar distincti. tot în acest context am vorbit despre dreptul la conștiință. Ea are și, și dreptul la conștiință. Lasa, și are dreptul bă, să creadă sau să nu clar creadă într-un lucru. Dreptul la conștiință, sau acest lucru, pentru că eu urmează să mă informez mai mult despre dreptul la conștiință, sunt convins că eu nu poate să-i experiența mea pentru că am spus clar și toată comunitatea, și bine, toată comunitatea, persoanele care au reacționat la video, și nu doar din comunitate, dar și aliați, au spus clar despre faptul că nu te poți să te dai cu părerea despre lucruri pe care nu le-ai trăit niciodată. Ori vorbeam, Or, vorbeam la începutul acestui podcast cu tine de cât de greu este ca o persoană queer să crești într-o lume și cât de dureros poate fi. Fiecare dintre noi are nevoie de iubire și are nevoie de înțelegere. Ori lucrul ăsta, persoanele queer, trebuie să lupte pentru ele. Dar în acest or, nivel de Ori pentru asta trebuie să luptăm cu foarte multe lucruri și cu declarații homofobe de genul că nu crezi. Această nevoie de a fi acceptată nu poate să încalce dreptul la conștiință cuiva și nu poate să încalce dreptul în a crede sau a nu crede în ceva. Bine, Veronica, eu am impresia că acest, acest, acest podcast în momentul ăsta e despre a încerca să găsim o explicație logică a, a avea dreptul la opinie. Deci în tot acest podcast, până acum, noi am discutat despre acest lucru, ne încercând să ajungem... Tocmai de... eu încerc să înțeleg de ce un răspuns de nu este încadrat într-o declarație homofobă. Ți-am explicat acum trei secunde în urmă ce altceva... Lasă-mă să te întreb ce altceva ar trebui să-ți prezentăm... Tocmai îți spuneam și eu mai devreme. Există o limită să dintre... Ca să înțelegi acest okay, lucru. Înțeleg că nu are rost. Uh... <laughs> într-adevăr, spuneai că o soluție ar fi fost ca ea să evite răspunsul. Uh -huh. Mă întreb dacă în acest caz de autocenzură nu ar fi apărut reacții din partea comunității ceva de genul că a, nu răspunzi deci înseamnă că ascunzi ceva sau dacă nu răspunzi, lași loc de interpretare? Nu știu. Milan Kundera era un extraordinar scriitor. Are o carte minunată care se cheamă Insuportabilă a ușurătatea ființei, unde discută despre faptul că noi, oamenii, nu. Uh, noi nu suntem ca un. Viața noastră nu este un experiment. Ce înseamnă experiment? Un experiment înseamnă că poți să te de fiecare dată în punctul zero, în anumite condiții, să recreezi condițiile și să vezi care va fi, un alt, care va fi rezultatul. Ori, în situația asta, noi nu putem să ne întoarcem și am întrebat dacă sunt sigur sau nu sigur. Iarăși, nu, nu, nu pot să dau un asemenea răspuns. Și tot într-una din reacții tu spui așa, nu e ok să te exprimi despre experiența unor oameni dacă niciodată nu ai fost în pielea acelor oameni. Uh -huh. Păi și în cazul ăsta, tu de ce crezi că poți să te exprimi despre Daniela sau despre mine dacă nu ești în pielea noastră? Dar eu nu v-am zis că voi să v-am exprimat în anumit fel, v-am invalidat ceva, nu. Eu am spus ce este greșit în această dreptul discuție. Dreptul meu la libera exprimare, de exemplu, sau dreptul Danielei la conștiință care este reglementat și care nu poate să care nu poate să invalideze sau să instige la ură sau să discrimineze sau să alimenteze niște păreri homofobe într-o societate. Tocmai, dreptul la, la conștiință care presupune a crede sau a nu crede în ceva nu înseamnă a instiga la ură. Nici pe departe nu înseamnă asta. Invalidează dragostea persoanelor LGBT cu faptul că într-o societate în continuare homofobă care bate un gay pe stradă doar pentru că lui nu-i place de el? Sau care uh, feminizează femeile lesbiene și se uite la dânsele ca la o plăcere erotică. Din perspectiva emoțiilor, evident că eu înțeleg. Dar atâta timp cât s-au întrecut niște limite, eu cred că e ok să vorbim din perspectiva a niște limite puse de alții care nu au vorbit din emoțiile Aha. mele sau din emoțiile tale. O, Tocmai să încerc să explic. Deci tu vrei să spui că discuția este emoțională iar întrebarea care ai avut-o cu Daniela data trecută a fost strict rațională. Da, absolut. Absolut nu, pentru că ea vorbea despre iubire. O iubire este o emoție. Care nu poate fi Și cum a spus cineva, pf, noi putem să raționalizăm orice pentru asta, suntem oameni și avem creier. Dar păi? cum a scris cineva pe o pancardă ieri, iubirea este ca arta, nu este neapărat să o înțelegi ca să crezi în ea. Suntem într-o situație de dialog tensionat, în care ambele părți nu se simt ok. Și eu nu vreau să atac pe nimeni, vreau doar ca să fiu înțeles că a te expune... Și a spune ceva, a crede despre ceva, despre lucruri pe care nu le-ai simțit și nu le-ai trăit, nu este corect. Nu este corect. Dar tu înțelegi că fiecare vine cu argumentele lui și fiecare din noi are doza lui de adevăr. Și atunci, în acest context, uh -huh. eu mă întreb, ok, reacția ta așa unora din comunitatea LGBT la întrebarea mea și la răspunsul uh, Danielei uh, a fost clară și cred eu că de principiu. Deci comunitatea și-a exprimat punctul de uh -huh. vedere, eu am venit cu o reacție și eu cred că se putea totul determinat pe această notă diplomatică. Și știți ce, Vasile, pentru că uh, atunci când e vorba de acceptare și toleranță, de multe ori, chiar și argumentele care le-am le adus și le-am invocat noi mai sus, exprimate prin legi și prin uh, psihologie, prin prisma psihologiei, uh, nu contează. Contează mai mult să ne auzim unii pe alții și să ne înțelegem. Ori voi asta nu ați făcut. Voi, de exemplu, ieri ați organizat și un protest. Uh -huh. uh, voi ați lansat diverse meme-uri în spațiul public. Uh, folosiți... Ce? Ce a făcut cineva, nu, nu l-am distribuit. Folosiți poza mea și a Danieli, mm -hmm. pe lângă tot felul de texte mm -hmm. cu titluri legate de incitare la ură, la încălcarea drepturilor mm -hmm. omului sau tot tu într-un podcast spuneai că cea mai sănătoasă reacție, atât de exemplu când cineva îi invalidează, așa cum zici tu, mm -hmm. dreptul la dragoste și la exprimarea orientării sexuale, este cea legată de umor. Dar, sau eu nu am văzut umor, atât, în toate aceste mm -hmm. acțiuni ale comunității. N-ai văzut umor, ok, bun. Uh, poate umor este în ce am făcut noi la Bank Bank. Eu pot vorbi despre Bank Bank și conținutul pe care l-am făcut acolo și nu am făcut umor pentru că n-am vrut să râd despre asta, nu mi se pare o chestie la care ar trebui să reacționez cu umor în acest context. Pot să reacționez cu umor în contextul la părerea unui homofob, unei persoane pe care nu știu, dar care are acces la internet. Uh, în cazul de față am, am spus clar de ce și de ce folosim imagini, pentru că imaginele astea sunt publice ale tale. Și am, era clar dacă vorbim despre opinie, că nu poți să dai cu opinia despre asta, am luat imaginea cu voi, de care am pus-o acolo. Dar ea nu încarcă, nu violează nimic. Deci că crezi această asociere între imaginea mea și încălcarea drepturilor omului și incitarea la ură, crezi că e ok? Că faptul că în continuare tu încerci să-mi spui și continui cu faptul că nu s-a încălcat nimic și e dreptul la conștiință, tu singur crezi percepția despre faptul că ești de acord cu ce am scris acolo. Sau că ești împotrivă cu ce am scris de acolo. Deci tu e tot ești responsabilă de percepția pe care o au oamenii despre tine în acest moment. Adică eu nu am reușit să conving cu nimic din argumentele de mai sus că au fost întrecute anumite limite. Nu. Am Dar... putut eu să te conving pe tine pe anumite chestii? La fel nu. Uh, referitor la protestul de ieri. Nu. Răspundem, am, am, am reușit? Momentul în care eu greșesc, prefer să mi se spune asta prin alte modalitate decât prin încălcarea acestor linii. Dar eu sper eu... că acest moment o să fie în podcast ca să vadă lumea că noi nu ne înțelegem. Evident că o să fie okay. acest moment în podcast. Uh, nu am să reflect doar o parte uh -huh. nu, și nu fac asta niciodată și tocmai ce încercam eu să-ți explic uh, de când s-a creat toată această situație eu chiar am început să mă documentez uh -huh. uh, eu am început să caut uh, un set de reguli, dacă pot să-i spun așa uh, legată de comunitatea LGBT și dacă pe viitor mi se mai întâmplă să discut despre asta sau să abordez unele aspecte legate uh -huh. de această comunitate dar nu există, există un grupie? set de reguli există respect există Bun simț și cum ne-am învățat Suntem învățați în cultura noastră Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face Și lasă-mă să te întreb iar Care este mesajul pe care ai vrut să-l transmiți cu acea întrebare? Unul de precizare Pentru cine? Pentru mine, în primul rând Ok, și răspunsul ei a fost Nu da te -a de te -a... Nu te-a deranjat această. Nu m-a deranjat pentru că, pentru că, că nu, nu am crezut că în încalcă o limită da, Și a încălcat o limită Asta consideri tu Tocmai ți-a arătat mai devreme că, totuși, Convenția Europeană a Drepturilor Omului spune că ea nu a încălcat o limită. Prin okay, acest tu nou. poți să consider în, în continuare că nu -a, călcat, a încălcat nimic. Dar Eu și experiența este. altor persoane, și minimul 60 de persoane care au fost la protestul de ieri, spun contrariu. Și atunci ne întrebăm cum ajungem la un mintor comun. Respectiv, cred că am învățat poate o lecție, da, în acest context, să nu facem lucruri pe care nou nu ne place dacă s-ar întoarce împotriva noastră. Eu nu aș fi deranjată dacă cineva ar întreba, uh, crezi în dragoste dintre o femeie și un bărbat? Și chiar dacă ar spune nu, eu nu aș simți că pe mine asta mă invalidează. Dar eu sunt, eu simt că sunt invalidat. Dacă eu te-aș întreba, tu crezi sau nu în Dumnezeu și tu ai spune nu, asta îl invalidează? Um, asta invali eu pot să nu cred în Dumnezeu, da, uh -huh. dar prin asta eu nu afectez uh, direct... Uh, um, Sentimentul ortodox al cuiva. Al de ce? Creștin, nu? O să invalidez? Dacă eu o să vin cu niște reacții foarte. multe, poate fi opinia mea, dar eu nu fac asta. Și nu cred că noi trebuie să aducem în această discuție. E invalidez dacă o să, să vin cu niște reacții e de care? În Moș Crăciun. E ca și credința. Credem sau nu credem în Moș Crăciun? Și. Și. Păi te întreb și. Păi eu tot întreb pe tine. Eu nu înțeleg ce tu vrei să spui. Eu tot nu înțeleg ce, unde noi vrem să ajungem. Eu te Despre întrebat... faptul că întrebarea ta a fost validă? Despre faptul că dacă tu nu ai crede în întrebarea mea, tu uh -huh. crezi sau nu crezi în Dumnezeu? Și dacă tu ai spune nu, asta îl invalidează? Pe tu m-ai întrebat la început și am spus că eu cred în Dumnezeu? Ok, acum ipotetic noi vorbim. Dacă tu nu ai cred, Presupun crede păi, că adresez întrebarea cu, cu... Păi, de ce să vorbim okay. uh, întrebarea cuiva care uh -huh. presupunem că nu crede, uh -huh. nu are această credință. Și întreb, crezi sau nu crezi în Dumnezeu? Uh -huh. El îmi spune nu. El îți invalidează cumva credința ta? Sau, în general, îl invalidează cumva pe Dumnezeu? Că nu îl invalidează pe Dumnezeu. Un creștin s-ar putea să se simte deranjat de asta, dar pentru că creștinii nu sunt discriminați sistemic, alungați din familii, bătuți, nu se sinucid pentru că nu sunt acceptați sau chiar concediați de la lucru, această opinie nu alimentează un segment întreg de prejudecăți. E foarte bizar, e super bizar în felul în care încerci să-mi spui niște lucruri. Eu pot să admit despre mine că eu am greșit. Tu. La toate argumentele pe care am încercat să-ți le aduc până acum, și emoționale, și raționale, trimitere la convenții, trimitere la drepturi, la legi, la chestii, din toate aceste argumente, niciunul nu te-a convins. Iar eu nu sunt aici ca să te conving specific pe tine să-ți schimbi părerea. Te rog să-mi re să repeți care tu sunt acele poți... argumente legate de convenții care să mă convingă pe mine că eu ți-am încălcat vreun drept? Um... Prin întrebarea mea. Eu nu am să fac acest lucru acum, pentru că eu simt clar că nu, eu nu pot să te, te conving pe tine. Experiența mea demonstrează că este inutil în acest moment să fac ceva ca să te conving pe tine și credința ta, dreptul la credință, cum mi-ai spus tu, cre, conștiință, credință, nu știu cum conștiință. ai scris conștiință. Dar tu vii la mine cu argumente care joacă pe emoțiile oamenilor. Înțelegi? Tu ai! Tot, tot cu argumente care se bazează pe Nu no, am spus clar. Nu, că argumentele facem mele, nu, diferite argumentele mele au fost strict legate de ceea ce voi ați spus și interpretată nu printr-o perspectivă emoțională. Absolut. <laughs> okay. ok. Bine. Um, apropo, nu te-ai gândit vreodată că aceste reacții agresive uh, provoacă la rândul său o reacție agresivă față de comunitate? Deci, uite. Comunitatea este de vină față de percepțiile lor. Agresivitatea comunității provoacă agresivitate. Nu percepțiile homofobe creează reacție. Nu asta. E și cu victima. Victima s-a îmbrăcat foarte provocator. Din cauza asta a fost violată. Nu violatorul este de vină, dar victima este de vină. Victima este responsabilă. E același argument. E același în argument. Ba nu! Ba nu! Uh, dar întrebarea cum poți chema la toleranță când singur nu, nu ești tolerant, face sens? Prin ce eu... nu am fost tolerant cu voi? Te mai întreb încă o dată Tu serios acum? Serios, prin ce nu am fost tolerant? Prin faptul că eu am dreptul să pun o întrebare și că ea nu, nu ți-a încălcat cu nimic dreptul tău Ok, mergem mai departe, mai ai alte întrebări? <laughs> Prin lansarea invitației la emisiune tu spuneai că te-ai simțit super deranjat, cum că eu aș fi făcut asta din milă. De ce uh -huh. tot și-ai acceptat? Pentru că am simțit necesar să vin pe această platformă unde s-a lăsat întrebarea și chiar dacă am știut că nu o să ne înțelegem și o să fie complicată discuția și s-ar putea să nu ajungem la niciun numitor comun și să fie super complicat pentru mine, am ales să vin ca să-mi spun părerea mea și să încerc să argumentez clar, sorry că nu am venit cu argumente raționale, dar am venit doar cu argumente emoționale, să argumentez clar de ce întrebarea a fost greșită, de ce răspunsul a fost greșit și cum ar fi trebuit poate mai bine. Tu ți-ai creat această emisiune după felul în care ai simțit. Eu sunt recunoscător că am venit și am discutat, chiar dacă a fost complicat. Mi ai întrebat despre care ar fi o regulă. Ți-am zis că nu există reguli și am zis că ar fi asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Atât.